focul lui Sumentru este un obicei precreștin dedicat Sfântului Dumitru, care în timp s-a suprapus sărbătorii religioase și care constă în aprinderea unor focuri într-un ceremonial de moarte și de renaștere. Sfântul Dumitru împarte împreună cu Sfântul Gheorghe anul pastoral în două perioade, vară și iarnă. Conform tradiției, se împart nuci, mere, oi, covrigi în memoria celor decedați, iar curajoșii sar peste foc strigând tare hai la focul lui Sumedru pentru a fi sănătoși tot anul. Ne aflăm în curtea Muzeului Vasile Blendea, unde avem o activitate educațională de promovare a obiceiurilor populare din calendarul popular românesc cu dată fixă, respectiv focul lui Sumedru. Focul lui Sumedru este un obicei care se păstrează la noi în județul Dâmbovița, respectiv în zona de nord a județului, Tătăran, Malul cu Flori, Runcu, Pietroșița, și este un ceremonial dedicat sărbătorii de Sfântul Dumitru. Focul lui Sumedru este o sărbătoare precreștină care s-a suprapus în timp sărbătorii Sfântului Dumitru de la Tesalonic și presupune aprinderea unor focuri dedicate unei zeități fitomorfe într-un ceremonial de moarte și renaștere. Complexul Național Muzeal Curtea Domnească, în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială din Târgoviște, clasele 5-8, au organizat evenimentul Sfântul Dumitru și Focul lui Sumedru, ce s-a desfășurat vineri 25 octombrie la Muzeul Vasile Blendea, în cadrul căruia copiii au învățat ce semnifică sărbătoarea Sfântului Dumitru și care sunt tradițiile și obiceiurile de Focul lui Sumedru. De asemenea, cei mici au primit mere și covrigi, semne ale abundenței. Grupul țintă al acestei activități îl reprezintă clasele 5-10, de la Școala Specială Gimnazială din Târgoviște, copiii cu dizabilități medii. Ei au mai venit și anul trecut la noi la această activitate, dar anul acesta am schimbat grupul țintă și au venit alți copii mai mari. Au primit ecusoane și informații sub formă de pliante privind focul lui Sumedru, vechimea acestuia, numele sub care se păstrează. Și bineînțeles că ei au făcut curățenie conform obiceiului la sfârșit de toamnă, au greblat în curte și am aprins focul peste care au sărit, hai la focul lui Sumedru.